Spune că la o recepție a întâlnit un tip care se tot plimba fudul pe acolo cu o banană într-o ureche. O recepție cu oameni de știință, cercetători, și a rămas foarte mirat. A zis că o fi ceva medicină tradițională, probabil că l-a tras curent. După vreo 4-5 runde, nu s-a putut abține și l-a întrebat, domnule, de supărare, ești cam ciudat cu banana asta. Ce faci cu ea? De ce circuli? Domnule, am citit undeva într-un studiu că bananele alungă crocodilii. Bineînțeles că toată lumea s-a uitat mirată la el, la care el întreabă, vedeți vreun crocodil pe aici? Nu, vedeți că funcționează. Cam asta se întâmplă la noi. Avem foarte mulți specialiști în turism, aș spune că aproape toată lumea se pricepe în turism, și am spus-o și o mai spun, am avut miniștri care, dacă au fost cazați vreodată undeva într-un hotel, au crezut că au devenit specialiști în turism. Fac mențiunea cum este cazul cu actualul, domnul Răzvan Pârjol, secretarul de stat pentru turism în cadrul Ministerului Economiei, știe ce este turismul. Am avut o întâlnire cu el luni și sper că va face niște treburi bune. Eu o să încerc, plecând pe cazul Timișoarei, capitală culturală europeană, să vă mai spun câte ceva despre turism. Înainte de a începe, să vă gândiți la următorul lucru. Iașiul a fost în această competiție pentru desemnarea capitalei culturale europene și ar fi putut să o câștige. Putea să fie capitala culturală europeană dată de România în 2021. Nu a reușit dintr-un singur motiv. Pentru că nu a urmărit foarte atent schimbările de la comunitatea europeană în ce privește desemnarea capitalei culturale europene și nu a scris proiectul așa cum se cere astăzi. Timișoara a excelat tocmai prin proiect. Bitbook-ul, cum se numește, a fost scris aproape model de cei de la Timișoara. E motivul pentru care au câștigat. Sunt proceduri mai noi pe care lumea nu le știe. Și aici m-am adus aminte de la acest exemplu ce spunea Einstein. Dacă am o oră la dispoziție să rezolv o problemă, 55 de minute mă ocup cu citirea și înțelegerea problemei, iar 5 minute rezerv pentru găsirea soluției. Noi, din nefericire, nici nu mai citim problema, începem să lucrăm direct la soluții, după ideea, știu eu cum trebuie. Și ce nu știu, o să vedem la momentul ăla cum o rezolvăm. Nu toate se rezolvă așa. Timișoara are această ocazie. Acum, eu vă spun că suntem pe drumul cel bun, că muncim, că încercăm să facem din acest proiect, care este un proiect cu o responsabilitate maximă. Următoarea capitală culturală europeană românească va fi abia peste mulți ani. Motiv pentru care le spun zilnic colegilor mei, atât din administrația locală, cât și de la Asociația Timișoara 2021, este o responsabilitate românească. Este în joc onoarea și șansa României. Nu avem voie să eșuăm în acest proiect. Și sper că vom reuși. Sunt două componente. Componenta culturală, programul cultural. Ce rămâne după 2021? Ideea e nu ca în 2021 să oferim foarte multă cultură, ci începând de acum să rămână o agendă culturală deosebită. Dar degeaba ai cultură, degeaba ai minte, dacă nu și folosești. Alfred Döblin spunea că poți să ai un creier senzațional, dacă nu-l duci unde trebuie, n-ai făcut nimic. Deci, ideea este să valorificăm toată această ofertă culturală prin turism. Pentru că turismul e cel care aduce oamenii dintr-un loc în altul. E cel care ne aduce pe români la Timișoara, e cel care ne aduce străinii la Timișoara. Fiind capitală culturală europeană, avem nevoie și de unii și de alții.
Și mi-aș dori foarte mult să vină și foarte mulți ieșeni în 2021 la Timișoara. După cum ați văzut, eu v-am pregătit o selecție de imagini. Mihai mi-a zis să mor pe scenă, să mă vedeți mai bine. N-ați pierdut mare lucru, nu sunt dintre cei mai frumoși români, dar nevastă mi-a zis că sunt băiat deștept. Vă mulțumesc! De-aia nici n-am curat să plec fără ea de acasă. De ce Timișoara? Sigur că nu de-aia Timișoara. Timișoara a fost pentru că a scris foarte bine Bilbocu, iar orașele care au intrat în competiție erau orașe cu ofertă culturală, cu un potențial cultural deosebit. Trebuie să ai